cumpărături online mai sigure. Asta ar trebui să se întâmple după ce guvernul a decis să implementeze o directivă europeană care îi protejează pe cei care fac shopping pe internet. Vor fi sancționate reducerile și recenziile false, iar platformele online trebuie să anunțe publicitatea plătită. În caz contrar, amenzile pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri. Guvernul interzice comercializarea produselor cu dublu standard și completează lista practicilor comerciale considerate incorecte cu unele din zona comerțului online printr-o ordonanță de urgență, prin care se transpune în legislația națională o directivă europeană din 2019, cunoscută sub numele de Omnibus, legea prin care se definesc și se interzic diverse practici comerciale incorecte, se va aplica și serviciilor digitale și conținutului digital. Astfel, prin noua ordonanță de urgență a fost redefinit produsul ca orice bun sau serviciu, inclusiv bunuri imobile, servicii digitale și conținut digital, precum și drepturi și obligații față de orice bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi și obligații. În plus, se interzice practic, cu unele excepții, comercializarea produselor cu dublu standard de calitate, acele mărfuri vândute în ambalaje identice în mai multe piețe ale Uniunii Europene, dar care au ingrediente diferite sau în cantități diferite, în funcție de statul în care se comercializează. Potrivit ordonanței de urgență, se interzice orice activitate de comercializare a unui bun pe teritoriul României ca fiind identic cu un bun comercializat în alte state membre, deși bunul respectiv are o compoziție sau caracteristici semnificativ diferite, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de factori legitimi și obiectivi probat cu documente concludente. Există însă și unele nuanțe. În cazul unei activități de comercializare a unui bun pe teritoriul României ca fiind identic cu un bun comercializat în alte state membre, deși bunul respectiv are o compoziție sau caracteristici semnificativ diferite, justificat de factori legitimi și obiectivi, printre care cerințe juridice naționale, disponibilitatea sau caracterul sezonier al materiilor prime, strategiile voluntare menite să îmbunătățească accesul la alimente sănătoase și nutritive, precum și dreptul comerciantului de a oferi bunuri de aceeași marcă în ambalaje cu o greutate sau un volum diferit pe piețe geografice diferite, comercianții au obligația de a pune la dispoziția consumatorilor informații cu privire la aceste situații, într-un mod prin care să le permită accesul la acestea, cu privire la diferențierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi și obiectivi, astfel încât această diferențiere să poată fi identificată de către consumatori. Ordonanța de urgență introduce și alte practici comerciale incorecte în orice situație, precum furnizarea de rezultate ca răspuns la o căutare efectuată online de către un consumator, fără a menționa în mod clar existența oricărei publicități plătite sau a oricărei plăți specifice pentru asigurarea unei încadrări pe o poziție mai bună în ierarhia produselor în cadrul rezultatelor căutării. De asemenea, revânzarea de bilete către consumatori în cazul în care comerciantul le-a achiziționat utilizând mijloace automate pentru a eluda orice limitare impusă privind numărul de bilete pe care o persoană le poate cumpăra sau orice altă regulă aplicabilă achiziționării de bilete. Recenziile false sunt interzise prin lege. De cele mai multe ori, atunci când cumpărăm un produs, ne uităm la recenziile lăsate de alți clienți și în funcție de asta cumpărăm sau nu produsul respectiv. Numai că, de multe ori, aceste recenzii sunt false și sunt create chiar de către comercianți. De acum înainte, recenziile false vor intra sub sfera practicilor comerciale incorecte și vor fi sancționate. Afirmarea faptului că recenziile privind un produs provin de la consumatorii care au utilizat sau au achiziționat efectiv produsul fără a lua măsuri rezonabile și proporționale pentru a verifica dacă aceste recenzii provin de la consumatorii respectivi și prezentarea sau însărcinarea unei alte persoane juridice sau fizice cu prezentarea de recenzii sau recomandări false ca venind din partea unor consumatori, ori prezentarea înșelătoare a recenziilor sau a recomandărilor unor consumatori pe platformele de comunicare socială pentru a promova anumite produse, se vor pedepsi aspru. Autoritățile de protecție a consumatorilor au concluzionat că cel puțin 55% dintre site-urile web verificate ar putea încălca directiva privind practicile comerciale neloiale, conform căreia consumatorilor trebuie să li se prezinte informații adevărate care să le permită să aleagă în cunoștință de cauză. Este important să știm că nu toți comercianții din mediul online sunt sinceri și transparenți atunci când își prezintă oferta de produse sau servicii. Multe dintre platformele specializate în vânzări pe internet au afișate pe paginile oficiale sau pe cele din rețelele de socializare recenzii care nu sunt întotdeauna reale. Multe dintre acestea pot veni din conturi false create chiar de
către deținătorul afacerii cu rol să își promoveze produsele în stil exagerat și mai ales să influențeze percepția, dar și decizia de cumpărare a populației. De ani de zile se încearcă contracararea fenomenului recenziilor false de către platformele specializate, însă fără prea mare succes. Este destul de greu să se facă distinția clară între o recenzie reală și una generată de susținători și apropiați ai afacerii, ori dimpotrivă de concurență cu intenția de defăimare. Astfel de proceduri presupun eforturi tehnologice extinse, iar costurile ar fi mult prea mari pentru a se investiga în profunzime până la sursa IP-urilor. De mare ajutor pentru orice cumpărător online este consultarea în detaliu a politicii de colectare a recenziilor, dar și a politicilor de retur și de garanție pe care o oferă comerciantul, toate în mod normal vizibile pe site-urile magazinelor online. De asemenea, este bine să fim atenți nu doar la prima pagină cu recenzii, ci să trecem și pe următoarele pentru a observa dacă se contrazic între ele sau, după caz, dacă sunt diferențe mari între nivelurile de evaluare la același produs. Putem oricând să consultăm și alte păreri de pe site-uri de comparație pentru a stabili orientativ dacă produsele merită achiziționate sau nu. O altă modificare adusă legislației privind practicile comerciale incorrecte se referă la faptul că magazinele online sau deținătorii de aplicații prin care diverși terți vând produse trebuie să informeze consumatorul despre calitatea celui care vinde efectiv produsele, dacă nu rezultă deja din context. De asemenea, comerciantul va trebui să ofere obligatoriu acces consumatorilor la toate recenziile privind produsele și să indice modul în care garantează faptul că recenziile publicate provin de la consumatorii care au utilizat sau au achiziționat efectiv produsul. Odată cu intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, consumatorii afectați de practicile comerciale incorrecte au dreptul la măsuri de remediere pentru a se elimina toate efectele respectivelor practici incorrecte, fără costuri, după cum urmează: înlocuirea, reducerea prețului sau încetarea contractului și restituirea contravalorii produsului sau serviciului, după caz, ori despăgubiri pentru prejudiciul suferit de consumatori. În cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziția produsului sau a serviciului, se dispune direct înlocuirea acestora. Utilizarea de către comercianți a unor practici comerciale incorrecte este interzisă, constituie contravenție și se sancționează, după cum urmează, cu amendă de la 10.000 de lei la 100.000 de lei pentru utilizarea practicilor comerciale incorrecte, cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei pentru utilizarea practicilor comerciale înșelătoare, cu amendă de la 20.000 de lei la 100.000 de lei pentru nerespectarea obligației comercianților de a informa într-un mod facil consumatorii cu privire la diferențierea bunurilor ca urmare a unor factori legitimi și obiectivi, cu amendă de la 10.000 de lei la 100.000 de lei pentru utilizarea practicilor comerciale agresive, în cazul utilizării de către comercianți a unor practici comerciale incorrecte care afectează un număr mai mare de 100 de consumatori, limita minimă și cea maximă a sancțiunilor prevăzute se dublează. Contravențiile prevăzute de prezenta lege se constată la sesizarea consumatorilor, a asociațiilor care, potrivit legii, au un interes legitim, ori din oficiu, de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Controlele vor fi făcute de către ANPC, care va și da amenzi. Ordonanța de urgență intră în vigoare la sfârșitul acestei luni.